Stăm la masă cu ei la prânz. And when I was eating lunch with them, s-a nimerit să stau la masă cu directoarea, îmi pare că din Slobozia, sau nu știu, dintr-un sat din raionul Ștefan. I was speaking with one of the principals from that area. Dar mi-am amintesc ce mi-a spus profesoarea. And I remember what one of the teachers că au în școală 600 de elevi, and the school there 600 din care 450 sunt fără părinți. 450 părinții plecați cu tare. Vă dați seama? Their parents are gone outside of the country. They've left. Azi discutam cu sora mea. Today I was having a discussion with my sister. Îi împărtășeam despre problema asta. And I was sharing with her about this problem that we face. Și ea zice, situația este mai rea. Acum s-a ajuns ca atunci cum era după război. După război erau foarte mulți orfani. There were many orphans after the war that we had in the country, and our days have got to be that bad. Dar este mai rău decât atunci cum era după război. But actually it's even worse today than it was then after the war. Pentru că după război oamenii s-ajutau unii pe alții și luau copiii ăștia orfani în familiile lor. After the war, people were helping one another. They would take these orphan children who were made orphans because of the war. Presupun că ați privit filmul Tashkent, Gorod Hlebnoi. And help them. Și acolo arată cum o familie de uzbeci cum tot luau și luau toți copiii care îi găseau, îi luau la ei. It showed how fiind țărași, dar au luat copiii și îngrijească ei. Acum însă oamenii nu mai fac așa, nu vor să îngrijească. Nu le pasă unul de altul. Nu le pasă de copiii ăștia. They don't care about these children. Copiii deseori sunt lăsați în grija cuiva care nu face față și nu prea se îngrijește. These children are left in the care of someone who doesn't really take care of them. It can't take care of them. Acum tare mi-aș dori ca în tabăra noastră să subiectul ăsta să nu fie actual și relevant pentru I wish this were not an actual subject for us, a relevant subject today, but it is, unfortunately. Dar din moment ce în țară este o problemă așa mare, cu siguranță că voi știți mulți copii. Ia-mi și văd, știi cineva de aici un copil care este rămas fără părinți? A cărui părinți sunt plecați cu cotare la lucru și le într-o zi mi-a spus Dănuț într-o zi, Dănuț când era prin clasa a treia, cred. My son told me one day, Daniel, when he was in third grade. Tata zice, la noi în clasă este un băiat care nu s-a văzut niciodată mama lui în Italia. There's a boy in our grade who's never seen his băiat în clasa a treia, 10 ani. Mama lui l-a născut, a plecat în copilul că nu era în conștiință. Poate o poate recunoaște. Până acum, el nu s-a văzut mama. He has never seen his mother. He doesn't remember her at all. Este o problemă foarte gravă. Pare că toată țara am transformat într-un orfelinat, mare cu părinți vii. It seems like we're a nation of orphans with parents that are still alive. Acum, în seara asta, vreau să vorbim despre ceea cum să supraviețuiești când ești fără părinți. I want to teach you how to survive. Și tare mă rog ca subiectul ăsta să nu fie actual și să nu devină actual pentru nimeni din voi niciodată. I pray that this never becomes an actual problem for you. Dar măcar cel puțin îi puteți încuraja să sfătui pe prietenii voștri care au rămas așa. It's not specifically for you. Îi puteți ajuta pe prietenii voștri să supraviețuiască bine, să iasă din împrejurarea asta care este una grea și periculoasă. A terrible, difficult situation. Maybe you can help somebody you know out of this situation. Și am căutat 7 lucruri importante din cuvântul lui Dumnezeu care vreau să le împărtășesc. 7 lucruri importante care ar trebui să le facă un copil ca să poată supraviețui dacă rămâne fără părinți. An orphan or a child who doesn't have parents to survive. Apropo, vreau să vă zic că în mijlocul nostru sunt un grup de băieți care au crescut la orfelinat. In our midst today, there's a group of boys who grew up in an orphanage. Deosebit, ei au supraviețuit. They are amazing boys. They survived. Când intră în clasa de computere și-l văd pe Victor cum predă computerele, mi se bucură inima așa de tare. Victor este unul din ei, dar Victor a supraviețuit. Victor is one of the boys who is Victor, când prima dată l-am văzut pe Victor, Victor nu putea să vorbească fără ca ochii să ne joace în lacrimi. He couldn't even speak without acum Victor without a văzut care este are o voce așa frumoasă, Victor, în bar. Victor vorbește cu Victor a supraviețuit. Victor este folositor altora. Victor predă la clasa de computer. Victor învață pe profesori acolo la clasa de computer. Cum să folosească computerul? El a supraviețuit. Și alții care
care sunt în echipa lor au supraviețuit și merg. Other boys in this team of orphans who survived. Mai vreau să vă spun că pot să vă spun că este și din experiența mea, da, că v-am zis dimineața. My own experience, I can say that I've gone through this as well. Dar acum de experiența mea, vreau să spun din cuvântul lui Dumnezeu. But today I'm not going to tell you much about cum să supraviețuiesc, but I want to talk about what the word of God says. Cum să supraviețuiesc fiind orfan. Sau fiind fără părinți. Poate că nu ai statutul ăsta de orfan. How to survive if you don't have your parents. De exemplu, Arturica acum vrea să meargă la școală. Like Arthur, he și l-a crescut orfan, dar niciodată nu i-au dat statutul de orfan. Oficial nu i-au dat statutul de orfan. Așa că acum e foarte greu să-l primească la școală. Nu primesc, nu poate intra și statutul. Parcă toată societatea s-a pus împotriva lui. Și nu-i dea băiatului să-l șansă supraviețuiască. Triste. Gennady, care îl vedeți acolo, împreună cu Tudor și cu Ionel, ei s-au dedicat, ca niște părinți le-au slujit la băieții ăștia, i-au învățat lucruri frumoase. Și acum zilele astea au alergat să-i aranjeze la școală, împreună cu Victor, cu Zinaida, să fac ceva pentru ei. Și a venit așa de dezamăgit Gennady să-mi spună: Domn Vasile, vă dați seama, zici, când a văzut că eu urban, nici măcar nu a vrut să mă asculte, m-a alungat de acolo. Când ar fi trebuit să fie altfel, când a văzut că urban nu vrea să orphans. They found out that I was an orphan. They didn't want to listen to me anymore. It seems like everything is going against society, is going against orphans to put them. Deci întrebarea este cum să supraviețuiești. So the question is, how do you survive? How do you survive if you're an orphan? Primul lucru, dragul meu, este să nu îți pierzi speranța. Do not lose hope. Psalm 68:4-6. Trăind într-o lume în care cei cu părinți greu se descurcă. We live in a time when it's hard to survive. Pentru orfan este foarte ușor să speri. But it's even worse. Foarte ușor să pierzi speranța. You don't have parents. It's easy to lose hope. Și vreau să vă rog, dacă aveți Biblia, să deschideți împreună cu mine la Psalmul 68. Și la Psalmul 68 sunt niște cuvinte deosebit de frumoase. Versetele de la 4 până la 6 spune așa: Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii, Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvilor, El Dumnezeu care locuiește în locașul lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți, El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Vezi, când rămâi orfan, do you see what happens when you're an orphan? Îți pare că it seems like nu mai este nimeni, nu mai ai nimic, nu mai ai niciun sprijin, niciun suport, nimic, gata. Nu mai ai niciun speranță. No hope whatsoever. Eu v-am zis, nu-i doresc la nimeni să experimenteze. But as I said, dar rămâi orfan, știi cum te simți ca unul care ajunge în fața unui zid de piatră și nu mai este nicio trecere, nicăieri. It seems like when you're an orphan that you always have a wall that you have to get over, even with people. După ce a murit mama, în primul an foarte tare eram obsedat de gândul sinuciderii. Foarte tare. The first year after my mother died, I was constantly battling the thought of suicide. Chiar am încercat odată, am băut Roinoia de calon și m-am îmbătat de el, dar nu s-a întâmplat nimic. Slăvit fie Domn. Nici n-a spus la nimeni. Prima dată kind of potion to try to take my life, and instead of healing me, it just made me drunk. But dar numai ca să înțelegeți cât de mare este. The only reason I say that is I just want you to know how hard it is when you're este foarte important pentru fiecare orfan să știi că este un Dumnezeu care este tatăl orfanilor. Fără tată nu rămâi niciun orfan. Este un Dumnezeu sus în ceruri care zice că El este tatăl orfanilor și apărătorul văduvilor. El îi apără. Și ai văzut ce mai zice aici? Zice, El dă o familie celor părăsiți. Chiar dacă toată societatea îi părăsește, toată lumea le întoarce spatele, El dă o familie celor părăsiți și să-i dea o familie. Numai un singur lucru spunești, numai cei răzvrătiți vor trăi în locul pustii. Dacă ești orfan, tu ești răzvrătit, vei trăi în locuri pustii. Și dacă nu ești orfan și ești răzvrătit, tot în locuri pustii vei ajunge. Dar dacă ești un orfan care îți îndrept privirea spre Tatăl tău ceresc și aștepți izbăvirii de la El, și faci, ascult de El, trăiești în ascultare de El, El zice că îți va da o familie. El îți va da o familie în care să te bucuri. Îți bucuri de familia ta.
Deci primul lucru, dragul meu, nu-ți pierde speranța. Nu-ți uita la realitatea din jur care este foarte lipsită de speranță, foarte deznădăjuitoare. Realitatea nu-ți promite nimic bun. Realitatea îți promite numai rău, nimic. It promises you nothing but lack of hope. Când nu-i nimeni să te ajute, nimeni nu-ți are în ajutor, nimeni nu face nimic. Te-ai dus la școală unde te așteptai de rector și s-a auzit că ești orban și vrea să te ajute ceva. Și el spune, nici nu vreau să știu, orban, nici nu vreau să știu, n-avem loc. N-avem loc. Nu te uita la asta. Să știi, este un Dumnezeu în cer. Și tot prin oamenii lui El va lucra și îți va face bine și îți va da o familie. Numai nu te răzbăti, pentru că atunci vei locui în locuri puțin. Unul care te sfătuie, te ajută, unul care face multe lucruri, te învață, te sfătuie, te ajută, te protejează, te promovează. Asta înseamnă mentor. Și cu părere de rău, uneori sunt unii care fac lucrul ăsta, dar îl fac cu intenții rele. Fii om înțeles, nu refuza mentorul bun, cel care vrea să-ți facă bine. De exemplu, știu cineva care am vrut să-i fac bine și i-am făcut bine totdeauna. Și la un moment a refuzat binele care i-am făcut. Ca apoi să meargă prin locuri pustii timp de un an și se întoarcă înapoi și zic că nu-i bine. Așa. Deci vreau să spun, fie un om înțelept, și alege să ai un mentor bun. Totdeauna sunt în jurul oameni care vor prea să te ajute. Nu-i despre tine. Sunt oameni buni care vor să te ajute. Prețuiește-i pe oamenii ăștia. Ați văzut aici, am adus iar exemplul cel cu Estera, care l-am spus ieri. Estera tot a fost orfană. Mentorul ei a fost ruda ei, Mardoheu. Mardoheu a luat-o de suflet, dar i-a devenit părinte. Și a fost un mentor atât de bun, încât spune, timp de un an de zile a stat în casa unde era pregătită să intre la împărat. Erau aplicate cosmetici, fel de fel, pregătite ca să-i împărat. Și Biblia spune că în timpul acelui an, fiecare zi Mardoheu a venit să o viziteze ca să o sfătuiască, să o ajute, să meargă bine înainte. Dar mai spune Biblia ceva interesant. Biblia zice că ea asculta de Mardoheu și acum, când a devenit împărăteasă, a ascultat cu scumpătate, cum a ascultat când era înainte. Deci dacă este un om care vrea binele din toată inima, dacă este un om integru, este un om care urmărește binele tău și vrea să te spată la ape proaspete, vrea să te spală din pustia în care ești, vrea să te ajute să ai o familie, vrea să te ajute să te realizezi în viață, atunci nu disprețui omul acela și ascultă cu scumpătate de el. Și dacă nu ai inconvenție, atunci uite și găsește lumea, nu disprețui. Mentorul ăsta îți poate deveni un profesor la școală. Mentorul ăsta îți poate deveni antrenor. Mentorul ăsta îți poate deveni, nu știu cine, poate de vecinul tău, ruda ta, unchiul tău, nu știu cine, poate fi. Sau este un, să zicem, în cazul lui Victor și Zinaida, eu deveni mentor pentru băieți. Este cineva care îți vrea binele. Ascultă de ei și nu-i desprețui. Dacă vrei să supraviețuiești, dacă nu pui preț, dacă crezi că ești prea deștept și tu singur în viața asta te vezi descurca, atunci mai vreau să mai spun, oamenii la toate vârstele au nevoie de mentor. La toate vârstele au nevoie de cineva care să-l sfătuiască. Cu atât mai mult acum fiind orfan, acum fiind copil, acum a rămas fără părinți. Nu desprețuia. Apreciază pe mentor și ascultă mentor. Listen to your mentor, obey your mentor. Al treilea lucru este să te păzești de oameni răi. The next thing is to protect yourself from evil people. Cum am zis, în toate vremurile au fost și sunt și vor fi oameni răi. As I said, in all times, oameni răi care Biblia spune, nu dor, nu acționezi până nu fac rău. Ei nu-și găsesc astâmpări până nu fac rău. The Bible says that they can't sit still. They can't. Și de obicei oamenii ăștia, ei fac abuz de cei lipsiți de protecție. Iată, văduva, orfanul, străinul sunt lipsiți de protecție. Atunci ei fac abuz de ei. Ei fac abuz de ei. Tot felul de abuz pot face de ei. Tocmai de aceea, dragul meu, fii înțelept. Și fii de parte de oamenii ăștia. Evită oamenii ăștia. Păzește de ei. Avoid them. Run away. S-ar putea întâmpla să apară și în calea ta. Oamenii de ăștia care vor căuta să facă
be in your life, but avoid him. Fac abuz. Presupun că ați văzut filmul Milionar. Acum este un film apărut nou. There's a new un film indian, milionar. There's an Indian film called Millionaire. Filmele indiene, lumea nu le privește, dar ăsta e un film nou, bun, a luat un premiu mare, Oscar îmi pare că a luat. Și l-am privit și eu și mi-a plăcut. Da, dar în limba rusă se numește Milionar. Slumdog Millionaire, that's the movie. Ah, da, Milionier Strușob, da, așa îmi pare că se numește. Slumdog Millionaire. Dacă nu l-ați privit, să-l priviți, vă să fie surprins. Arată cum fac abuz de copiii ăștia orfani, ce abuz face cineva de ei. Cineva îi lua, știi ce făcea, îi prindea pe copiii ăștia la băieți, îi făcea orb ca apoi să umple cu cerutul. Și fii total dependenți de ei. Și fetii le ținea ca să facă prostituate. Fel de fel de lucruri, fel de fel de lucruri făceau. Și tocmai de asta, ține-te departe de astfel de oameni. Pentru că astfel de oameni tocmai așa ceva își fac, ei pândesc. Și vreau să-ți spun, Biblia vorbește despre un împărat, David, care se ruga la Dumnezeu să-l păzească de oameni răi. Roagă-te și tu totdeauna să-l păzească Dumnezeu de oameni răi. Pentru că sunt oameni răi care pot face abuz, care îți pot face abuz, nu îți treci prin cap. Și ei de obicei se gândesc la cei lipsiți și protecți. Și tu acum, omenește, vorbind, ești în categoria. Acum, ascultați ce a zis împăratul David. Cum se ruga el cu privire la oamenii răi? Listen to what David said about evil people. Psalm 141-5. El zice așa, scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi. Verse 1. Păzește-mă de oamenii asupritori, care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să atâțe războiul. Ei își ascund limba ca un șarpe, au pe buze o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău, ferește-mă de oamenii asupritori, care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați mintind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și mintind capcane. Deci vezi, sunt astfel de oameni, este o realitate. Tocmai de aceea, păzește-te de ei, fii foarte atent. Vreau să vă zic, odată mergeam în drum, veneam în drum încoace spre Căușei. Și pe acolo, pe la Troița, aveam aparatul de fotografiat cu mine și mie îmi place să fac poze frumoase. I love to take good pictures. Poze frumoase cu oameni. Și am văzut cum o fetiță venea, era clasa întâia și venea de la școală, posibil din satul vecin. Venea cu un ghiozdan mare, cu niște banturi mari, fetița aceea, cioarele goale și pantofii în mână. Mergea pe marginea șoselei, mergea în aici. Eu când am văzut, m-am gândit grozav, vreau să fotografiez fetița asta, fac un cadru nimai pomenit. Am oprit mașina, am luat aparatul și am ieșit să fotografiez. Fetița s-a oprit pe loc. The girl stopped right away when she saw me. Eu aștept, poate vine să fotografez. Ea stă pe loc. She stayed there, she didn't move. Mai aștept, poate totuși vine. Oricum mașină, mă camuflez și eu cumva. Nu vreau să pierd așa un cadru frumos. Măresc obiectivul cât prinde. Nu ajunge până la ea, ea stă departe. Domnule, ce să fac eu? Nu vin nicicum. Fetița a stat, dacă vede că eu stau, o luat-o pe dealul. Și s-a luat-o pălească, nu vreau să duc acasă. Bravo ei, nota 10. Nota 10. Dacă ea a presupus că poate fi un pericol, de ce s-ar supune ea la un pericol? Așa fii și tu înțelept. Dacă presupui un pericol, mai bine, mai bine, paza bună trece primești de area, așa? So it's good to protect yourself when you can. Următorul lucru, nu apuca pe căi rele. Deci am vorbit despre oameni răi. Acum, nu apuca pe căi rele. The way of the evil person or the evil ways. La Psalmul 1 din Biblie spune așa. Psalm 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de ape, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, cei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Deci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pe ei.
Ai văzut ce spune Biblia? So you see what the Bible says. Un alt loc spune așa: fiule, calea să fii dreaptă, zice, și nu merge pe calea celor răi, și nu merge pe calea celor păcătoși. Dacă ajungi acolo, zice, oprește-te, ocolește-o și mergi mai departe. Numai nu merge pe calea celor păcătoși. Nu apuca pe căi rele. Sunt anumite căi rele și copiii cu părinți pornesc pe ele. Cu atât mai mult este periculos să mergi tu pe ele. Care sunt căile astea rele? Beția, drogurile, alcoholism, pornografie de la internet, sau nopți întregi, drug use, și alte lucruri rele. And many other bad things. Și alte lucruri rele. Nu mergi, ocolește căile astea. Păzește-te departe. Dacă vrei să supraviețuiești, păzește-te departe de toate căile astea. Stai departe. Stay away from. Și așa ți-am zis, pentru că ești orfan, deja ești ținta oamenilor răi. Pentru că ești fără părinți, deja ești ținta oamenilor. An orphan, then you're already a target. Stai departe, nu te apropia. Nu te apropia de locurile astea care îți pot pricinui rău, îți pot face rău. Stay away from the evil places that can lead you down to the evil path. Al cincilea lucru important este să nu întreții prietenirile. Don't have bad friendships, or don't have evil friendships. La cartea Proverbilor lui Solomon, Biblia spune că este cel mai înțelept om. Proverbs 13. Cel mai înțelept om care a fost vreodată. La capitolul 13, versetul 20, zice așa: cine îmblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Mai citesc o dată: cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Noi avem un proverb. Noi zicem, spunem cine sunt prietenii și îți voi spune cine ești tu. De ce așa? Pentru că prietenii foarte mult influențează. Grozav de mult influențează prietenii și nu devii ca ei. Mai ales la vârsta ta, mai ales fiind orfan. Fiind orfan, tu deja singur tine te pui într-o poziție așa inferioară. Fiind fără părinți, tu singur nu știi cum să pui într-o poziție inferioară și încerci să imiți pe alții. De aceea, dragul meu, păzește-te de prieteni răi. Totdeauna le-a spus la copiii mei: păzește-te de prieteni răi. Pentru că și Biblia zice: după înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Păzește-te. Nu merge. Nu merge. Alegeți partea ta, prieteni. Sunt copii cu care poți prieteni, sunt copii cu care nu trebuie. Când vei crește mare tot așa, sunt oameni cu care poți prieteni și sunt oameni cu care nu trebuie să prietenești. Biblia spune cu cine îți prietenești. Prietenești, însoșește-te cu cei care sunt înțelepți. Vei umbla cu ei, vei deveni și tu înțelept. Dacă te vei însoți cu nebunii, atunci o vei duce rău pentru tot restul vieții. De aceea, altceva este să te pregătești pentru familie. Is prepare yourself to be a family person. Este foarte greu. You're ready to have a family yourself. Este foarte greu pentru fetele a căror mamă a plecat peste hotare și ea n-a văzut, n-a simțit căldura de mamă. Îi vine foarte greu să relateze la soț apoi, să relateze la copii. Vine foarte greu, nu știi ce este asta. Nu știi ce este asta, nu știi a îngrijit de alții. Este foarte greu pentru un orfan să învețe, să raporta felul ăsta. A zidit relații de familie. Apoi, cu atât mai mult, dragul meu, începe să te pregătești pentru familie. So, right now, begin to prepare yourself for family life, to be a family person. Vreau să vă zic că de mai multe ori am avut de-a face, chiar vă amintesc o dată, îl vedea pe cineva care lucrează. I remember I saw a person who was working. Și am căutat să discut cu el, un lucrător. And I wanted to have a conversation with this worker. Am căutat să luăm masa împreună, am aflat că el este orfan. We sat down and we had lunch together. Am căutat să discut cu el. Dar el deja avea 27 de ani. 27 de ani. 27 years old. Nu zice cineva, că el e orfan, el avea 27 de ani. He was an orphan. And so I wanted to talk with him. Am așezat să vorbim și am zis, care e situația? Asked him about his situation. Să mă ajutați, a început de ajutor, am nevoie de ajutor, he said, orfan, nimeni nu mă ajută. Help, I need that help, I'm an orphan. Nobody wants to help me, it's difficult. Dar câți ani ai tu? And I said, how old are you?
27. He said, I'm 27 years old. Îs dragul meu, tu de acum de 10 ani nu mai ești orfan. He said, my friend, cum adică? For about 10 years now you're not an orphan. Pentru de 10 ani de acum tu era normal să treci singur. You're a man. You've been a man. You should take care of yourself. Tot orfan sunt eu. I said, my friend, listen, I was an orphan too. Și când aveam 27 de ani, ca tine aveam doi copii. When I was 27 years old like you, I had two kids already. Unul de 7. One was 7 years old. Unul de 2. One was 2 years old. M-am căsătorit la 19 ani. I got married when I was 19 years old. Și sunt responsabilitatea mea. And I took my responsibility. Nu pot, dragul meu, să rămâi cu mentalitatea de orfan totdeauna. Nu poți să te gândești că eu sunt orfan și toată lumea trebuie să-mi dea, trebuie să mă ajute și trebuie să mă ajute și trebuie să mă ajute. Depășești gândirea asta, ieși din gândirea asta. Get away from that thought. Trebuie să te gândești că eu sunt dator să întemeiez o familie, trebuie să mă învăț să mă întrețin o familie, trebuie să mă învăț să mă întrețin o familie, trebuie să învăț să ajut pe cei lipsiți, trebuie să mă învăț să ajut pe cei orfani, tocmai pentru că am fost orfan, să-i ajut pe ei. Deci trebuie să depun un efort pentru a deveni bărbat sau femeie în toată legea, dar nu pentru a rămâne orfan. Deci, dar vreau să spun că dacă nu hotărăști asta acum, cât ani n-ai avea tu? Dacă nu hotărăști acum, atunci nu rezolvi pe urmă. Vei ajunge la... considera orfan și la 25, și la 27, și la 37, și la 47, tot orfan, pentru tot restul vieții ai să trăiești. Nu merge, nu este o atitudine. În Proverbi, la capitolul 14 cu 23, spune așa: oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Deci caută să muncești. Învață-te să muncești. Seek to be a worker. Învață-te să muncești. Caută să înveți ați câștigat cu ea. Learn how to make a living. Apoi altceva, să-i ajută frații tăi. Number 7 is learn how to help your brothers. S-ar putea întâmpla să nu fii singur, să mai ai frați. You could have brothers if you're an orphan. Frați mai mici. Younger brothers, younger siblings. Eu cu multă admirație ascultam mărturile când discutam cu băieții noștri care au ieșit de la orfelinat și care nu mai sunt orfani. Nu mai admiration for them. Și care așa frumos când mă duc să-i vizitez, stau cu Gennadi, cu Ionel și ei zic: noi avem familie, asta e familia noastră. And they say, this is our family. Foarte frumos vorbesc, we avem familie. Dar de multe ori am auzit mărturii frumoase de la ei, cum el se vedește la fratele lui care e acolo. Cineva din ei, fratele a ajuns mititoare, dar el adună banii și toți banii care a putut, se poate cumpăra un telefon mobil fratelui în închisoare ca să poată comunica cu fratele, să vorbească cu fratele lui acolo. Orice poate și mai lerge acolo să-l ajute. Altul i-a rămas un frate mai mic undeva, i-a rămas o soră mai mică, se gândește la ei. Asta este o atitudine frumoasă, se gândește la ei. Se gândește, îi scoți, îi scoți pe ceilalți, trebuie să ieși de starea asta, să nu rămâi veșnic în ea. They don't just think about themselves. Cu vreo 2-3 ani în urmă, two or three years ago, a sunat la poartă la noi cineva. Somebody knocked. Era toamna târziu. It was late at night. Toamna târziu. It was late in the fall. Toamna târziu și frig era. And it was cold. Sunat, am ieșit, era o fetiță. And I went out there and there was a young girl. Îmbrăcată foarte slab. And she didn't have enough clothes on. Și mi-a zis, dați-mi ceva de mâncare. And she said, please give me something to eat. Și eu am zis, and I said, intră aici în sens să intri în antreu, să încălzească. M-am gândit să încălzească măcar în antreu până îi dăm. Come into the entrance part of our house. Intră, te rog, aici până îi dăm. And I'll give you something. Și a zis nu. She said no. Era înțeleat și mi-a plăcut. Primul lucru care mi-a plăcut, înțeleat, i-a văzut că eu sunt bărbat. Because she knew that I was a man. Stat la poartă și a zis nu. Și atunci a zis, Năstica, nu te rog încoa. She said no, I'm not going to do that. So I said, Năstica, my wife, please come with me. Năstica a chemat-o. Când a văzut că Năstica a venit. And then when Năstica called her, chiar nu văzut dacă mai este vreo femeie în casă. Când a chemat-o, Năstica a venit. Și atunci am chemat-o să stea cu noi la masă. So then I called her, we had a meal together. Și am căutat să aflăm istoria ei. And I wanted to find out about her history. Pentru că ochii ei arătau bunătate și în același timp un chin, o suferință mare. Și fetița asta era evident că nu era de cea care vrea să trăiască cu seama cerșitului. Dar situația a dus-o la cea cum lucrea cerșitului. Și am întrebat, am început să-i punem întrebări. So I started to ask her questions. La momentul acela,
ne-a zis că tatăl lor a plecat de acasă. She said that her father had left the house. Mama lor este bolnavă cu picioarele și stă de vreo un an. Her mother is bolnavă cu picioarele la pat. And she's got problems with her legs. She can't get out of bed. Fetița asta în fiecare sâmbătă și duminică vine în oraș și umblă cu cerșitul. Tot ce cerșește întreține familia în timpul săptămânii și apoi iar vine Sunday she comes to the city and she begs. And that's how she takes care of the family. De atunci s-au întâmplat foarte multe lucruri. And many things had happened to her. Am trecut și am vizitat. S-au întâmplat multe lucruri. Tatăle a murit, atunci ea nu ne-a spus că era rușine, nu ne-a spus că mama lor este bețivă. Mama lor poate să plece cu lunile să nu mai vină pe acasă. Și ea rămâne singură. O fetiță de 13 ani, care îngrijește încă de 3 frățiori mai mici. Încă de 3 frățiori mai mici. Gone for a couple of weeks and she had three other children. Încercați să nu mai intrați în situația ei. Nu mai încercați să puneți în situația ei. Just imagine being in her situation. Am o întrebat, bine. So I asked her. Veruț, veruț, cum veruț? Da, la școală cum se poartă? I said, what about the bine, school? Bine, domnul Vasile. The school's okay. Bine, domnul Vasile, se poartă cu bine. Dar profesorii nu te obișnuiesc. Nu, domnul Vasile, bine, se poartă. What about your teachers? Are they taking advantage of you? Are they nice? Ei fac lume, domnul Vasile. Yeah, they're nice. What about the other children? Dar te ajută? Da, domnul Vasile, mă ajutați și acela și acela. Foarte interesant. Nu, nu, nu se plângea pe nimeni, nu spunea. Do people help? Yeah, people help. Inclusiv nici de mama ei nu vroia. Doar mi-a spus că așa și gata, asta-i tot. Mother or her father or anything. Apoi, odată, când vine, o chemăm de fiecare dată și ea masa, mai vorbim cu ea, vorbim, ea ne spune ce se întâmplă, de frățiori, ne povestesc despre fiecare în parte, ce face. And I would always ask her, what's going on? She would tell us, what each of her siblings. Odată tocmai ieșeam din casă. One time we were leaving our house. Dar nu s-au venit. And she showed up. Dar noi ne grăbeam, trebuia să ieșim din casă. We had to go somewhere, we were in a hurry, and she showed up at the door. Soția s-a dus repede și a făcut ceva ca să mănânce, a făcut o tartină să mănânce. So Nastika ran back and I-am dat repede ceva ce am putut. So that the girl could at least have something to eat, we gave it to her. Și când am dat să ieșim, ea a început să plânge. And as we were leaving, she started crying. Ce s-a întâmplat, Veruț? Nimic, domnule. What's wrong? What happened? Ceva probleme acasă, Veruț? Nu, domnule, tot așa cum a fost, e bine acasă. No, 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 everything's fine. I said, why are you crying? Și mi-am dat seama atunci de ce plângea. And I realized why she was crying. Pentru ea era o mare ușurare, faptul că stăm cu ea la masă și vorbeam. It wasn't the fact that we gave her food, that's not what she liked so much. La masă și vorbeam. Sat with her at the era o foarte mare ușurare. Ea n-avea nimeni care să o ascult. She had no one să o încurajeze. Ea se pare că nu venea pentru lucrurile care le dam. Ea venea pentru încurajarea care o primea. Nu avea încurajare. She came to sit and talk with us. That's what gave her joy. Și așa mi s-a pus pe inimă. So that's why she was so sad and crying. Cum am văzut-o pe fetița asta. When I saw that, just touched my heart. Am strâns-o în brațe, am ținut-o. I gave her a hug. I gave her a bear hug. După aceea, vorbim data viitoare. Uite, trebuie, n-avem lucru. And I said, I'm so sorry, we are in a hurry to go, but we will, I promise you, we'll talk next time. Și am vorbit data viitoare. And the next time we did. Acum, toate acestea au fost sfaturi pentru cei care au rămas singuri. These pieces of advice were for those who are orphans or without their parents. Dar pentru cei care se simt singuri. But those of you who feel vezi, Veruța parcă nu e orfană. That you're an orphan. Săraca e mai greu starea ei decât came and visited. She was not an orphan. She was not alone, but she felt. Dar mai vreau să vă mai spun ceva încă. So there may be something like Biblia that. Spune. Something else I'd like to tell you. Că religiunea adevărată sau credința adevărată. The Bible says that true religion or true faith. Este să ne păzim neîntinați de lume. Is to keep ourselves pure from the world and to seek to help orphans. Foarte interesant spus. Să cercetăm pe orfani și văduvii necazurile lor. It says, but it că noi uneori le dăm pentru ca să ne ușurăm conștiința noastră. Research their situation. Le dăm ceva. Find out what's going on. It doesn't mean that you just throw money at them. Dau la biserică și trăiesc conștiința. Biblia spune, nu poți să le dăm ca să ne ușurăm conștiința. The Bible doesn't just say to give them something, but it says to search their situation. Cercetăm. A cercetat înseamnă interesat de el, interesat de necazurile lui. Care sunt necazurile tale? Ce pot eu face? And how you can help. Asta foarte mult schimbă pentru ei. And that will change them. That's something very iată așa, dragi. Great for them. For orphans. Fim noi acei care so let us be the ones potrivit cu credința adevărată. Let us be the ones who have true faith. În capitolul 1 a epistolei Sfântului Iacob scrie așa. In the first chapter of James epistle. Religiunea adevărată. It says true religion. Este înaintea lui Dumnezeu. True religion before God. Este cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Is to help the orphans and widows. Să ne păzim neîntinați de lume. To research their situation. To help them and also to keep ourselves pure. Și acum haideți să ne ridicăm în picioare. So now let's stand.
Să ne rugăm pentru toți orfanii ăștia care sunt în țară acum. Pray for all of the orphans we have in our country. Toți acei care sunt oficial, care sunt neoficial, officially orphans, dar care also the ones experimentează unofficial orphan. That God would protect us from being orphans and that would help those who are orphans. Let's pray for the parents of the children who are here alone with their parents. We'll come back home and build a family with them like the scriptures teach us. So that we will treat each other well. Gândiți acum la unul specific. Gândiți așa cum am zis eu, diferit, specific orphan that you love.